Iar președinta Maia Sandu a scris pe rețele că România ajută necondiționat Republica Moldova. Cel mai bun mod de a celebra 106 ani de la unirea Basarabiei cu România este să punem în valoare legăturile dintre oamenii de pe cele două maluri de Prut, să mulțumim României pentru susținerea constantă dedicată îmbunătățirii vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova și să muncim în continuare pentru a deveni un stat dezvoltat și liber alături de România în marea familie europeană. A fost mesajul președintei Sandu. Continuăm cu alte subiecte. Unirea Basarabiei cu România a fost o consecință a înfrângerii Rusiei din primul război mondial și a puciului bolșevic, dar elitele politice naționale au demonstrat luciditate și perseverență, a declarat la emisiunea În Context istoricul Ion Varta. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a găzduit o festivitate dedicată unirii, chiar în sala în care Sfatul Țării a votat pentru unirea cu România. A fost un moment crucial care a păstrat identitatea noastră, susține profesorul Vasile Fotescu. O zi de plină semnificație din punct de vedere istorică, din punct de vedere politică, din punct de vedere culturală, pentru că îmi dădeau întrebare de foarte multe ori. Ce ar fi fost dacă n-ar fi fost această unire? Ce ar fi fost cu limba noastră, cu istoria noastră, cu tradițiile noastre, cu folclorul nostru și cu tot patrimoniul pe care îl are Republica Moldova astăzi? Pe această cale pașnică prin vot, națiunea română s-a reîntregit, s-a reunificat în rândul Națiunilor Unite, așa cum era stabilit de către însuși mersul istoric. Iată ce înseamnă lucrul ăsta. Ca să sărbătorim astăzi, 27 martie, când s-a reunificat, a ieșit de sub trobie de ocupație și s-a format statul unitar național indivizibil România. Reunificarea cu țara mamă România și considerăm că vremurile de acum, războiul din Ucraina, configurația geopolitică din regiune, este una ușor identică cu cea din anii 1917-1918. Și considerăm noi că acum avem la dispoziție 2-3 ani care sunt niște ani favorabili nouă Republicii Moldova, nouă cetățenilor moldoveni. Artizanii acestui act măreț istoric au avut, într-adevăr, au demonstrat luciditate, au fost perseverenți, au fost precauți, pentru că au demonstrat o precauție absolut proverbială. Era foarte complicat să realizeze așa printr-un act legislativ, administrativ.